Salut prieteni, bine ați venit pe canal. În clipul de astăzi o să încerc să reproduc gulzii, deși nu este sezon și deși am spus că nu o să reproduc gulzii anul ăsta, o să încerc. Pentru că am doi masculi foarte, foarte frumoși, acesta este unul dintre ei și nu mai am răbdare până în toamnă să le pun cuiburi și să încerc atunci să-i reproduc. O să încerc în primăvara asta să scot din ei și măcar știu ce am de făcut în toamnă. Și azi doi frați masculini, o reușesc să focalizez. Bun. Ăștia sunt doi frați din linie italiană și o să încerc să-i reproduc cu două femele pe care le am eu. Una matură din 2021, care a reprodus foarte bine, și fica ei de anul trecut, care este crescută de părinți, dar a avut anumite probleme, a avut un început în viață, să zic, mai tragic. Bun. Cam asta ar fi setup-ul. Și împreună cu gulzii o să pun cuibul și la retrocefală, pentru că dacă tot mă ocup să le dau hrană cu ou și tot ce le trebuie, de ce nu? Sus de retrocefala, cam așa arată. I-am pus cuib, i-am pus și fibra de cocos. Pe desubt o să numesc perechea unul de gulzi, femelă galbenă, și masculul cu cap roșu. Cam așa arată cuibul lor. I-am pus fân și în cuib, ca un mic secret, sau un tip, nu neapărat secret, le-am dat cu pudră antiparazitară, nu contează firma, important e să-și facă treaba. Nu am văzut paraziți în ultimii 3 ani la mine în crescătorie, dar nu se știe niciodată și e bine să fii precaut. Jos o să-ți numesc perechea 2 de gulzi din proiect, femeia cealaltă și masculul cu cap negru. Sunt agitați pentru că tocmai ce le-am pus fibra de cocos și cuiburile și sunt foarte curioși. E absolut normal. Iar la această pereche, un cuib diferit, cu o intrare rotundă. Jos, pentru că nu-i sezon și pentru că masculii sunt reproduși cu ajutorul pescărușilor japonezi, am pregătit două perechi, cele mai bune ale mele, din 2021. Două perechi mature care m-au ajutat să reproduc foarte multe specii în ultimii 2 ani. Bun. Începând cu săptămâna asta, le-am dat deja a doua masă de egg food, hrană cu ou. Pentru cei care nu știu, am rețeta pe canal, căutați în videoclipuri și sigur veți găsi. Văd că femeia de retrocefala, este foarte curioasă de cuib. Aici au condiții, au lumină, au hrană bună, liniște și atunci asta m-a și îndemnat să încerc să-i reproduc acum, deși nu-i sezon, încerc să-i reproduc la sfârșitul sezonului. E un proiect al meu, pentru că am timp și pentru că nu mai am răbdare. Aștept toamna. Bun. Cam asta e. Pentru cei care încearcă să reproducă exotice, am făcut un videoclip acum vreo 2 săptămâni în care am explicat mai pe larg cam tot ce se întâmplă sau cam tot ce ar trebui să faceți pentru a reproduce exoticele. Exoticele australiene, în principiu. Cam așa arată setup-ul. Sus, perechea de retrocefală. Jos, colivia numărul 2, perechea de gulzi numărul 1, femelă galbenă mascul cap roșu. La colivia numărul 3, perechea de gulzi numărul 2, femelă cheală mascul cap negru. Și jos de tot, două perechi de pescăruși japonezi în coliviile 4 și 5. Haideți să încerc să vă arăt mai de aproape păsările. Eritrocefala, bineînțeles că nu reușesc să focusez din cauza gratilor.
perechea de gulzi. Perechea numărul 2 de gulzi. Și pescă roșii. Pescărușilor încă nu le pun cuiburi pentru că ei o să pornească mult mai rapid și nu vreau să-i forțez, să-i stresez, să-i consum. Nu vreau nici să le arunc ouăle, nu-mi place să fac lucrul ăsta. Și atunci o să le pun cuiburile peste vreo câteva zile, 3-4 zile, ceva de genul. La pescăruși o să folosesc genul ăsta de cuib mic, pentru că ei nu sunt pretențioși și nu au nevoie de cine știe ce cuib. Cam ăsta ar fi episodul numărul 1, episodul de început din proiectul meu de a reproduce gulzi în extra sezon. Din masculi superbi, dar crescuți de pescăruși. Vom vedea dacă o să reușesc, o să încerc să fac update, nu știu, lunar, săptămânal, în funcție de ce voi avea de arătat. Dacă nu sunt noutăți, n-are rost să filmez încă o dată păsările. Bun, femeia de gold, galbenă, deja interesată foarte mult de cuib. Bine, este și un mic secret pe care o să-l zic acum legat de gulzi, la cei cu cap negru. Când femelele sunt pregătite de reprodus sau sunt în condiție de reproducere, au ciocul mult mai negru și mult mai închis la culoare. Iar la cele galbene, ciocul se înroșește. Cam asta ar fi pentru astăzi. Mulțumesc pentru urmărire și ne auzim sau ne vedem în episodul următor. O zi bună, prieteni!